Zvinița a fost în sărbătoare în acest weekend. Comunitatea și-a sărbat ziua înfrățirii cu localitatea Doni Milanovac din Serbia, diametral opusă ca și locație geografică. Serbii au venit împreună cu formațiile de muzică și cu renumiți instrumentiști de pe partea dreaptă a fluviului, unde au încins atmosfera. 7 iunie 2014 sărbătorim Festivalul Înfrățirii, ediția 15-a. Acum 5 ani ne-am înfrățit cu o localitate de dincolo, cu frații noștri din Doni Milanovac. Și în fiecare an ținem la acest festival și sărbătorim în stilul nostru. Am avut astăzi întrece sportive la șah, tenis de masă, mini-fotbal, iar acum urmează un frumos program artistic prezentat de formațiile artistice din Doni Milanovac, Moldova Veche, Pojejena și Radina. Căminul cultural a fost neîncăpător pentru localnici și pentru invitați, printre aceștia numărându-se și din Turnul Severin, care au venit special 80 de kilometri pentru a lua parte la acest eveniment. De mulți ani vin la Sfinița. Mă leagă foarte multe lucruri. În primul rând că aici este o comună, un sat de suflet pentru mine. Foarte mulți pacienți ai mei sunt din Sfinița. Deci, cum ar spune un preot, aici este parohia mea, Sfinița. În afară de faptul că am foarte mulți pacienți și foarte mulți prieteni și foarte multe cunoștințe, eu sunt și un localnic, am o mică cabană aici, chiar la Sfinița. Și viu cu mare drag, pentru că îmi plac astfel de sărbători, îmi plac astfel de inițiative și apreciez oamenii, cum e primarul Curici, și care se ocupă și aduc în actualitate satul lor și organizează astfel de evenimente care nu fac altceva decât aduc un beneficiu pentru locuitorul comunei. La Zviniță au venit invitați și din alte comune ale județului Mehedinți, cum este echipa de fotbal din comuna Chinova, aceștia fiind însoțiți de arbitru Alin Ghiciulescu, care îi pregătește pe copii și îi ajută în deplasări cu mașini și carburant. Au purtat mai multe meciuri de verificare cu echipele de fotbal din Zvinița, dar și din comunele învecinate, inclusiv din Serbia. Astăzi este pentru prima dată un duplex între echipa Chinovei, Viitorul Chinova și Avântul Bistrița. Am făcut prima deplasare împreună cu ocazia zilei comunei Zvinița, prima ediție am înțeles. Am avut 3 meciuri de verificare, am jucat cu o echipă din Serbia, a fost un scor de egalitate 2-2. Am jucat cu echipa de la Pojejena, Radina, acolo unde avem un primar, Omer Radovancu, ești foarte bun, soția acestuia se ocupă acum de administrație, și cu echipa din localitatea la Zvinița, echipă care ne-a învins cu 2-1 după un meci foarte strâns. Așa cum vă spuneam, este prima dată când echipa Chinovei, Viitorul Chinova și Avântul Bistrița se reunește sub același lot. Este un exercițiu sportiv foarte frumos și sperăm ca pe viitor să reușim în comuna Chinova să facem o echipă de cel puțin Liga 3-a, dacă nu chiar și mai departe. Dumnezeu știe mai bine, este bine că atunci când se vrea se poate. Sunt copii tineri, sunt oameni doritori să facă performanță la Chinova și aș vrea să vorbim și cu cei de la Bistrița pentru că au un an foarte bun, au terminat pe un loc bun primul tur și sperăm că poate promovează în Liga 4-a în 2015. Ce ați făcut? Ați antrenat, v-ați ocupat de echipă, ați jucat, ați arbitrat? Deci, sau le-ați făcut pe toate? Am jucat, dar în reprize de câte 5 minute, pentru că am vrut să facem o rotire a lotului, să încercăm să vedem ce copil poate juca 90 de minute. Am schimbat și un portar al nostru, cel de bază s-a lovit. Deci am făcut și pe antrenorul, și pe jucătorul, și pe arbitru atunci când ne-am supărat, pentru că știți cum este, atunci când neputința își spune cuvântul, dai vina pe arbitri că puteai să învingi. Jucătorii sunt optimiști că vor promova într-o ligă superioară și astfel își doresc să existe cineva care să-i și ajute cu starea materială a echipei pentru a putea avea performanțe din ce în ce mai bune. Spre viitor sperăm să promovăm în divizia D. Avem tot sprijinul și al domnului Ghiciulescu, care momentan e alături de noi. Astăzi a fost un meci de verificare. A fost o mișcare foarte bună pentru noi. Am terminat sezonul trecut pe locul 3. Sperăm că la anul să terminăm pe primul loc să promovăm. Lotul ce lot aveți? Din câți jucători? Lotul este format din 40 de jucători, din care la fiecare meci sunt aleși primii 16. Titulare și rezervele. În cazul în care n-a suferit accidentări sau lucruri de genul acesta, în cazul în care sunt accidentări sau alte se mai întâmplă, avem de unde alege. Stilul de joc față de cel din sudul județului aici, la Zvinița, într-o zonă sârbească, diferă sau este cam același? Cam același, să zic, puțin mai dur față de zona noastră. În partea cealaltă, când ați jucat practic tot aici la Zvinița cu Sârbia, ați observat ceva diferit, în afară de duritate? Cam tot la fel. E, să zic, același nivel. Noi jucăm la Liga 5-a, sperăm să promovăm puțin mai sus. Momentan
e același nivel. De cât timp e înființată echipa de fotbal? Echipa noastră de 3 ani înființată. Anul trecut am terminat pe locul 2, era loc promovabil, dar am rămas în aceeași ligă. Sperăm ca la anul să terminăm prin primele două și să promovăm. Să fim ajutați și financiar. Dacă nu suntem ajutați financiar, degeaba. Duminica la Sfinița a fost și pentru prima dată celebrată Ziua Comunei. Astfel, localitatea greu încercată și strămutată după construcția barajului Porțile de Fier și-a sărbat atestarea documentară și chiar și-a găsit o persoană care să o ajute la reconstrucția primei biserici sfinițene din vechea Sfiniță. Este sărbătorim Ziua Comunei Sfinița pentru prima dată. Am ținut să facem această sărbătoare deoarece țin să adun toți fiii satului plecați aproape în toată Europa și mâine o să vină în jur de peste 80-90%, o să fie prezenți, o să avem o întâlnire cu toți cei plecați, cu toți cei care au studii superioare, cu toți cei care vor să facem un club al fiii satului, care va milita pentru dezvoltarea comunei din punct de vedere economic, pentru promovarea zonei din punct de vedere turistic, deoarece zona este mirifică, are peisaje minunate. Suntem chiar în centrul clisurii Dunării. Să avem o sărbătoare numai cu cei din Sfinița. O să facem un frumos program artistic prezentat de 4-5 generații. O să avem o grămadă de premii de decernat, multe concursuri, de exemplu concursuri pentru prima dată, cea mai frumoasă stradă, cel mai frumos spațiu verde, cel mai frumos și autentic costum popular. De asemenea, decernăm premiile la sport. Mâine premiem campioana Sfinițe la mini-fotbal, campionul la șah, tenis de masă. O să fie o sărbătoare numai a noastră și se va termina cu un frumos bal, balul de Rusalii și balul de ziua Sfiniței și pentru prima dată cu un foc de artificii. În același timp am înțeles că ați găsit pe cineva, un investitor sau un om de bine care să refacă vechea biserică din Sfinița, din Sfinița de sub ape. Da, mâine după slujba de la Biserica Nouă, când o să preotul cu vicarul, vine vicarul din Timișoara, o să taie colacul privind sărbătoarea comunei, o să mergem să sfințim crucea de începere a lucrărilor pentru reconstrucția bisericii vechi. Festivalul Înfrățirii aici la Sfinița, vorbim de Doni Milanovăț, vorbim de foarte multe localități de pe clisura Dunării, acest colț, efectiv un colț de rai. Ideea este că așteptăm în continuare investițiile pentru drumul național pentru a se reface și așa clisura a început să fie plină de pensiuni, un lucru laudabil pentru că automat vin turiști și lasă bani în județul Mehedinți. Vorbim și despre Comuna Sfinița, o comună care nu de acum, de aproape 4-5 ani de zile, a început atragerea fondurilor europene, în primul rând pe domeniul cultural.